În videoul de astăzi o să uităm peste ceasurile șoferilor din Formula 1. După cum bine știm, pe mașinile de Formula 1 sunt foarte mulți sponsori și dacă te-ai uitat mai atent, mai mult ca sigur ai văzut câteva firme de ceasuri foarte cunoscute, cum ar fi Rolex, IWC, Richard Mille și multe alte firme de genul. Așa că, pe lângă ceasurile pe care le poartă pentru că sunt sponsorizați de ei, o să ne uităm și peste colecția lor personală de ceasuri. Așa că, mai exact, o să ne uităm peste colecția lor completă de ceasuri, cât de mult costă și opinia mea ca pasionat de ceasuri. Așa că prima firmă de pe listă o să fie Mercedes AMG. Ei sunt sponsorizați de IWC, motiv pentru care îl vedem pe George Russell cu destul de multe ceasuri de la el, la fel și pe Lewis Hamilton. După ce m-am uitat peste ceasurile lui George Russell, văd că nu are cine știe ce neapărat, dar în opinia mea, cel mai notabil și interesant ar fi acest annual calendar de la IWC. Îmi place foarte mult modul în care arată cadranul, sincer, iar ceasul costă în jur de 21.000 de euro. În schimb, colecția este mult mai interesantă la Lewis Hamilton. Pentru că nu vreau să vă plictisesc și nu vreau să mă repet cu ceasurile, o să uităm peste colecția lui personală. Mai toate modelele de la IWC pe care le are sunt modelele flagship pe care le vezi și acum pe ecran. Drăguțe, nu zic nu, dar colecția lui personală este mult mai interesantă. Cel mai cuminte ceas pe care îl are, un Rolex Daytona făcut din aur ros cu brățarea din metal și cu cadranul negru. Un ceas ce, sincer, arată foarte bine. Ceasul în ziua de astăzi costă în jur de 40.000 de euro. Următorul ceas pe care îl are este un Patek Philippe Nautilus făcut din aur alb cu o complicație extraordinar de complicată, aia fiind perpetual calendar. Cadranul albastru și, în opinia mea, ceasul arată excelent. Ceasul nou în magazin când a fost lansat costa în jur de 140.000 de euro, dar în ziua de astăzi poate să ajungă chiar și la 200.000 de euro. Și următorul ceas pe care îl are, tot un Patek Philippe Nautilus este, dar de data asta avem un cronograf. Îmi place enorm acest ceas pentru că a reușit să integreze pe cadranul ceasului funcția de cronograf într-o manieră destul de diferită față de celelalte ceasuri. De exemplu, cum avem pe un Omega Speedmaster sau pe un Rolex Daytona. Ceasul în magazin costa în jur de 100.000 de euro, dar în ziua de astăzi, din nou, se apropie de suma de 200.000 de euro. Probabil în punctul ăsta te întrebi cum de un ceas poate să aibă două prețuri diferite. În acest caz, motivul este destul de simplu. Patek Philippe, mai exact toată linia Nautilus, este foarte căutată. Dar din păcate, stocul nu este suficient pentru toată lumea, în special la modelele făcute din aur. Așa că ai două opțiuni. Ori aștepți un an, 2-3, până când magazinul oficial o să-ți dea modelul, ori te duci la cineva care are deja ceasul. Logic, o să plătești în plus, dar nu mai aștepți 3 ani de zile. Dar țin să menționez că sunt și mulți alți factori. Dacă te interesează, îți las videoul aici sus sau în descriere în care vorbesc în detaliu despre tema asta, mai exact cum funcționează prețurile ceasurilor. Cu asta fiind spuse, o să uităm peste echipa Ferrari. Sponsorul lor este Richard Mille, motiv pentru care îl vedem pe Carlos Sainz în această poză cu un model foarte interesant de la ei. Mai exact, un Richard Mille 6702, ce în ziua de astăzi costă lejer peste 300.000 de euro. Ce este interesant în schimb este că în anul 2022 în Italia, din câte știu eu, cineva a încercat să-i fure ceasul, dar hoțul nu a reușit. Carlos Sainz, deși este șofer de Formula 1, aparent este destul de rapid și pe picioare, pentru că împreună cu prietenii lui au reușit să alerge și să-l prindă pe hoț și astfel și-au luat înapoi ceasul. În schimb, consider că povestea lui Charles Leclerc este mult mai interesantă, pentru că în anul 2022, tot în Italia, purta un RM6702 făcut special pentru el. În teorie există doar o piesă sau două făcute în exact această configurație. Deși ceasul nu are un preț anume, o să coste mai mult ca sigur probabil peste 500.000 de euro. Și exact acest model, cineva din nou a încercat să-l fure. Și deși inițial a reușit, Charles s-a urcat în Ferrariul lui și a reușit să-l prindă. Așa că putem spune că Charles este Batman în viața reală. Dar pe lângă asta, mai are și un Patek Philippe Nautilus Travel Time. Un ceas extraordinar de complex și impresionant. Îmi place enorm modul în care arată cadranul, dar și combinația de culori. Ceasul în magazin costa în jur de 120.000 de euro, dar în ziua de astăzi poate să ajungă chiar și la 300.000 de euro. Următoarea echipă este Red Bull Racing. Ei sunt sponsorizați de către TAG Heuer, motivul pentru care îl vezi pe Max Verstappen mereu în fiecare weekend cu același ceas la mână. Mai exact, un TAG Heuer Monaco făcut din titaniu și partea interesantă a acestui model este că este primul TAG Heuer Monaco cu fața skeletonized. Mai exact, poți să vezi mecanismul ceasului. Ceasul costă în jur de 11.000 de euro. În schimb, țin să menționez că acest model, TAG Heuer Monaco, este foarte important în lumea motorsportului. În anul 1969 au apărut primele mecanisme cronograf automatice și modelul Monaco de la TAG Heuer a fost unul dintre primele ceasuri care a avut acest mecanism. Și pe lângă asta a avut și un design foarte diferit. Doi ani mai târziu, Steve McQueen a purtat acest model în filmul Le Mans și de atunci a crescut foarte mult în popularitate și a fost asociat cu toată zona asta motorsportului. Dar pe lângă asta, firma TAG Heuer lucrează împreună cu Formula 1 din anii 50 și tot Max Verstappen are un Patek Philippe Chrono.
vara. Un ceas ce, sincer, arată foarte bine, în special cu cadranul albastru. Ceasul nou magazin costă 75.000 de euro, dar în ziua de astăzi poate să ajungă până la 120.000 de euro. Sergio Perez are un ceas destul de interesant, deși el, din câte am văzut, nu prea este fan ceasuri, am văzut că poartă un model cu adevărat unic de la Tag Heuer. Mai exact, este un Tag Heuer Carrera Heuer 02 Tourbillon. Motivul pentru care apare numărul 02 este pentru că există strict două piese în toată lumea cu acest model. Ceasul în magazin costă 30.000 de euro, dar când vine vorba despre revânzare, momentan nu știm cât de mult ar costa un asemenea model. Următoarea echipă este Haas. Ei nu sunt sponsorizați de nicio firmă de ceasuri, dar l-am văzut pe Nico Hülkenberg, sper că a pronunțat cum trebuie, că poartă un model de la Chopard. Mai exact, un Chopard Classic Racing Superfast Power Control. Deși firma nu este cunoscută neapărat pentru modele lor foarte sportive, cum ar fi acest model, au câteva modele interesante, deși trebuie să recunosc că mie nu-mi plac atât de mult designul lor. Ceasul în ziua de astăzi costă în jur de 4-5.000 de euro. În schimb, îl vedem pe Kevin Magnussen cu un ceas destul de interesant de la Bell & Ross. Deși recunosc, nu sunt un mare fan al firmei, putem să vedem că are un design destul de unic, carcasa este făcută din carbon, putem să vedem mecanismul de pe fața ceasului și are și funcția de cronograf. Model ce arată interesant. Prețul de magazin al acestui model este în jur de 20.000 de euro. Dacă mă întrebați pe mine ca pasionat, este destul de mult, având în vedere că mecanismul este cu modul cronograf. Indiferent, următoarea firmă este fostul Alpha Tauri, RB. Anul acesta, ei sunt sponsorizați de firma mea favorită, Tudor. Și putem să-i vedem pe cei doi șoferi în această poză cu un model de la Tudor ce este făcut special pentru ei. Mai exact, este un Tudor Black Bay cu carcasă făcută din ceramică neagră și modelul original are cadranul negru. Dar vedem în această poză că are un cadran albastru. Momentan, nimeni nu poate cumpăra acest model. A fost făcut special strict pentru ei doi. Sau probabil pentru toată echipa. În schimb, Daniel Ricciardo are probabil cea mai interesantă colecție de ceasuri de pe toată lista. Primul model din colecția lui este un Richard Mille 5003 Tourbillon Split Seconds Chronograph Ultralight McLaren Formula 1. Nu înțeleg de ce fac ei numele astea atât de lungi. Acest model este limitat la 75 de piese și prețul de magazin este de 1 milion de euro. Este într-adevăr un model foarte impresionant din punct de vedere mecanic. La fel ca și următorul. Și este din nou un Richard Mille 6702. Aparent, acest model este foarte îndrăgit de către piloți. Dar acest model este făcut în colaborare cu McLaren. Ce este interesant este că, din câte am citit, nu poți cumpăra acest model. Din nou, a fost făcut special pentru echipa McLaren. Deci prețul lui, dacă vreodată va apărea la revânzare, va fi probabil 500.000 de euro. Dar țin să menționez că aceste ceasuri sunt și foarte impresionante de punct de vedere mecanic. Acest model are 32 de grame. Telefonul tău are 250 de grame. Și da, numărul de 32 de grame include și greutatea brățării, nu doar a carcasei și a mecanismului. Dacă vrei să înveți mai multe despre firma Richard Mille, am făcut un video în care discut în detalii despre ei. Așa că o să lăsați linkul de la video aici sus sau în descriere. Continuând cu colecția, o să dăm de probabil ceasul meu favorit din tot videoul. Și este vorba despre un model de la Patek Philippe, mai exact un Grand Complication cu diamante din fabrică. Ceasul este o capodoperă. Odată din punct de vedere design, combinația de culori pe care au ales-o și sincer diamantele chiar arată bine, dar logic și din punct de vedere mecanic. Mai exact, acest model are odată cronograf, moon phase și un perpetual calendar. Ce este impresionant este că ceasul are o grosime de 12.7 mm. Credeți-mă că nu este deloc ușor să pui două complicații foarte complexe, mai exact perpetual calendar și cronograful, într-o carcasă atât de mică. Prețul de listă a acestui model este în jur de 300.000 de euro. Și următorul model pe care îl are, consider că este un model foarte unic. Și este vorba despre un Patek Philippe Nautilus. De ce am spus că este interesant? Pentru că putem să vedem că pe marginea ceasului, dar și indicii de la oră, se află câte ceva rubine. Astăzi, acest model costă în jur de 850.000 de euro. Următorul ceas, un Audemars Piguet Royal Oak făcut din aur și are acest efect foarte interesant pe cadranul ceasului. Și ceasul în ziua de astăzi costă în jur de 250.000 de euro. Și următoarea echipă de pe listă o să fie Williams. Ei sunt sponsorizați de către Bremont. Și îl vedem pe Alexander Albon că poartă un model de la ei. Mai exact, un cronograf. WR22. Acest model
model este un cronograf automatic și ce este interesant este că dacă tu ești pe spatele modelului, poți să vezi mecanismul, mai exact rotorul care se miște ca să îți încarce ție ceasul. Și în acest model putem să vedem că scrie Williams Racing. Un detaliu foarte drăguț și prețul al acestui model este în jur de 6.000 de euro. Și celălalt șofer de la Williams poartă un model tot de la Brembo, un alt cronograf al T1WT. Este un model cu un aspect vintage, ce sincer arată foarte bine și mecanismul este destul de impresionant. Ceasul, deși el costă 5.000 de euro, avem și o funcție de GMT, dar și de cronograf. Și următoarea echipă o să fie McLaren. Ei, din nou, sunt sponsorizați de către Richard Mille, motiv pentru care îi vedem pe ambii șoferi cu multe modele de la ei. Și în trecut, McLaren are destul de multe colaborări făcute împreună cu firma Richard Mille. Îl vedem pe Oscar Piastri cu din nou un RM6702. Nu o să intrăm din nou în detalii aici, pentru că cred că v-am înnebunit cu acest model până în punctul acesta. În schimb, putem să vedem pe Lando Norris cu un alt model de la Richard Mille. Mai exact, un RM1103, făcut în colaborare cu McLaren. Putem să vedem că este un cronograf, o funcție utilă în lumea motorsportului, chit că racing vorbind nu mai folosește nimeni. Și prețul de listă al acestui model este de aproape 200.000 de euro, dar în ziua de astăzi poate să ajungă chiar și la 350.000 de euro. Pe lângă acest model, în sfârșit mă bucur că vedem și alte firme, bine, relativ, este vorba despre un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, mai exact modelul făcut pentru aniversarea de 50 de ani. Acest model arată foarte bine și, sincer, pentru firmă are și un preț destul de ok. Mai exact, în ziua de astăzi, acest model costă 60.000 de euro. Și celălalt model pe care îl are este un Rolex GMT Pepsi, un model ce a devenit foarte popular în ultimele luni din nou, pentru că se spune că Rolex vor să nu mai producă acest model, deoarece marginea în cele două nuanțe este destul de greu de fabricat. Motiv pentru care prețul de listă acestui model este de 10.000 de euro, în decembrie 2023 costa 17.000 de euro, iar acum, final de martie 2024, a crescut până la 18.000 de euro. Deși, în general, modelele de la Rolex, Patek Philippe și Audemars Piguet, Richard Mille și alte firme de genul, au scăzut un preț. Oricum, următoarea echipă o să fie Alpine și anul acesta ei sunt sponsorizați de o firmă foarte interesantă, H. Moser. O firmă ce este în modul meu cunoscută de către cei pasionați de ceasuri, așa că în această poză îl vedem pe Pierre Gasly cu un Cartier, mai exact Cartier Santos Medium, cu un mecanism automatic, un model ce este extraordinar de popular. Prețul de listă a acestui model este în jur de 7.000 de euro. Putem să-l vedem în această poză și cu un Audemars Piguet Royal Oak, simplu, frumos și elegant. În ziua de astăzi, acest model costă în jur de 40.000 de euro și dacă nu mă înșel, tot pe el am văzut și cu un ceas de la Casio Edifice, fiind probabil cel mai ieftin model din această listă. Dar sincer, chiar arată drăguț. În schimb, putem să-l vedem pe Esteban Ocon că poartă un model de la Belenros. Nu sunt foarte multe de spus aici. Prețul acestui ceas de magazin este în jur de 21.000 de euro. Deși țin să menționez că mai mult ca sigur colecția lor o să devină mult mai interesantă în viitor, pentru că, cum a spus și înainte, sunt sponsorizați de către H. Moser. Și mai mult ca sigur, să zic, apetitul pentru ceasuri o să crească. Următoarea echipă este Aston Martin. Și putem să vedem pe Lance Stroll în această poză cu un model foarte frumos de la JP. Mai exact, un Laureto Absolute Chronograph Aston Martin Formula 1 Edition. De ce spun că este interesant? Pentru că au reușit să facă o treabă foarte bună cu designul. Nu au pus un logo foarte mare Aston Martin sau Formula 1 pe cadran sau pe carcasă. Prețul de listă a acestui model este în jur de 28.000 de euro. Și putem să vedem pe Fernando Alonso în această poză cu un alt Richard Mille. Logic 6702, trecem peste el. Deși, țin să menționez că acest model este un piece unique, one of one, un singur model făcut în exact această configurație special pentru el. Și celălalt Richard Mille pe care îl are este un model destul de unic de la ei. Mai exact, un Richard Mille 47. Putem să vedem că pe cadranul ceasului se află un samurai. Pe lângă asta, modelul are și un turbion ce este integrat într-un mod foarte interesant în acest model. Prețul acestui model este în jur de 1 milion de euro. Și în final am ajuns și la ultima echipă din acest video, Kick Sauber. Și putem să-i vedem pe cei doi șoferi în această poză cu două modele de la firma Rebellion. Mai exact, Revolt Valtteri Bottas C42 și același lucru și pentru celălalt șofer. Aceste modele sunt limitate la 50 de piese pentru fiecare șofer și costă în jur de 70.000 de euro prețul de magazin. Din păcate, din câte am văzut, ei nu prea au cine știe ce ceasuri din colecția lui personală, motiv pentru care nu le-am inclus. Așa că am terminat lista din videoul de astăzi. Sper că ți-a plăcut videoul, dacă da, nu uita să te abonezi, like, comment și share, lucrurile de genul mă ajută enorm. Și cât timp ești acolo, nu uita să-mi dai follow pe TikTok și pe Instagram. Pe canalul meu vei găsi foarte mult content ce are legătură cu ceasurile, așa că sunt sigur că o să găsești ceva acolo care o să-ți placă, chit că ești pasionat sau nu. Și cu astea fiind spuse, ne vedem în următorul video.